Ioan 1, de la versetul 1 până la versetul 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a venit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isai și Isai nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, născuți. Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin.